A fost un meci cu probleme pentru noi și aici legat de lot. Practic jumătate din echipa care au jucat a fost de pe seria B. De fapt, toți mulțumit de devotamentul și de joacă care a fost făcut de băieți. Am avut momente foarte bune, nu aș spune că anume Ecolux a meritat cu vârf și îndesat victoria, chiar dacă scorul reflectă altceva. A fost un meci practic egal, zicem la scorul 3-2, am avut două ocazii, poarta goală una la unul cu portarul care nu s-a luat decizia corectă și anume greșelile care s-au făcut în apărare au adus la scorul care este. Crezi că Ecolux este principala candidată la titlu? Nu aș zice că e principală, pentru că le sunt mai multe. Eu aș zice că ar fi o bătălie între Mult Progres și Ecolux. Adică dacă, să zicem, cine e cu un cap mai sus, anume este două echipe. Dar între dânsele nu văd una mai bună ca alta. Totuși azi ați reușit să le puneți probleme, cum ai și menționat, la 3-2 ați avut ocazii. Asta, banca mică, rezerve puține, au contat sau sunt și alte motive? Nu, deci au fost greșeli individuale. Deci dacă ați uitat chiar și la rezumat, noi vorbim aici de niște greșeli din începători, nu știu care a fost motivul jucătorilor, autogol a fost, deci niște greșeli care ne-au fost fatale, să zicem așa. Obiectivele pentru meciul următor? Noi în fiecare meci ieșim cu gândul la victorie, adică nu avem un scop de a menține scorul sau a face un meci frumos, tot timpul ne gândim la victorie. Deja, cum se primește? Încurcați cuiva calificarea la play-off? Proaspăt punct? Deja să vedem ce o să fie pe teren. De fapt, dacă o să încurcăm, să ajutăm, o să vedem deja. Nu pot să spun că avem scop anume oarecare să încurcăm cineva sau să ajutăm pe altcineva. Evoluați și în divizia, cum merg lucrurile acolo? Destul de bine, deci meciurile care le-am avut, nu, acum n-am jucat, din simplu fapt că acolo s-au retras, avem o pierdere de la Spartani pe final și aici legată de, nu să zicem, ies pe primul loc, după asta un egal la fel, primit golul în minutul 90+3, de fapt foarte bine să joacă, avem o echipă și acolo bunișoară, care la fel o spune probleme la toți care sunt acolo și tot mergem cu gândul spre victorie. Sunt alți jucători înrolați sau unii fac parte și din echipa de minifotbal și din echipa mare? De fapt, toți care ne-au fost necesari au fost luați de minifotbal și transmiși în fotbal mare acolo. Practic, în mare parte e același nucleu, să zicem așa. Și asta cred că dă și roade.